la mine pe canal. Clipul de azi este așa un pic mai cu specific crăciunesc, pentru că știu că deși suntem de-abia la începutul lui noiembrie, multă lume a început deja să cumpere, să plece în căutarea cadoului perfect. Așa că pentru azi m-am gândit să fac un ghid cu 5 cadouri, nu ziceam atâta 10, cu 5 cadouri de care cred eu că s-ar bucura multă lume, cel puțin eu m-aș bucura dacă aș primi asemenea cadouri, așa că... Lume. Înainte de a începe, vreau să vă arăt ce port pe buze, ca de obicei. De data asta port un creion de buze de la Sephora, arată așa. Este extrem de micuț. Și nu știu dacă mai scrie numărul. Este... numărul 9, nuanța fucsia. Ok, trecem la treabă. Am dat mai așa pentru că aici o să vă pun poze cu produsele. Și am așa câte un produs pentru fiecare tip de fată, pentru că am ales cadouri pentru fete. Nu mă pricep la cadourile pentru bărbați, sunt pe lângă, adică acolo mi se pare cea mai greu să cumperi cadou unui bărbat. De obicei merg pe ceva clasic, portofel, ceva de pus la gât, o parfum sau set pentru cu deodorant și așa, dar pentru femei am mai multe idei. Și o să încep cu prima, și anume pentru iubitoarele de cărți. Am câteva cărți pe care le-aș alege. Preferatele mele sunt cele scrise de Jojo Moye și de Cecilia Ahern. Iar de curând am mai descoperit un autor, se numește Eric Emanuel Schmidt, îmi place foarte mult, are niște cărți super ușoare să citesc, super repede pentru persoanele care nu au atâta răbdare, le place să citească, dar poate nu au atât timp sau răbdare să o facă, așa că recomand aceste cărți, o să vă las aici câteva poze cu ele. 2. Având în vedere că vine frigul, a venit deja, e groaznic, nu-mi place, m-am gândit că multe dintre voi v-ar place să primiți o eșarfă. Mie îmi plac foarte mult eșarfele, șalurile, fularele, să fie cât mai pufoase, să fie cât mai mari, să mă înfășor așa de sus până jos în ele, dacă s-ar putea, păturică direct pe mine. Așa că da, îmi plac foarte mult, de obicei gravitez către cele circulare, pentru că mi se pare mult mai comod de opus la gât. Găsiți o grămadă de modele, o grămadă de culori, cu siguranță cea care va primi un astfel de cadou se va bucura, pentru că, să fim serioși, e frig. Cu toți avem nevoie de o eșarfă. Numărul 3. Cănile. Deci, Doamne, cât îmi plac mie cănile, am o grămadă, dacă le-aș arta pe toate, ar trebui să vin așa cu ele în mână. Îmi plac foarte mult cănile și mai ales cele personalizate, adică mi se pare mult mai interesant faptul că îți personalizezi cana. Eu am una personalizată cu părinții mei și în aceea termo... cum zice... îmi scapă cuvântul acum, dar cana este mov și când pui fierbinte în ea se face albă sau invers, nici nu mai țin minte pentru că n-am mai folosit de ceva timp, că nu știu, e de frumoasă încât nici să mă ating de ea, parcă nu-mi vine. Mai ales dacă persoana care vreți să îi faceți cadou o cană are o anumită pasiune, puteți să vă jucați cu chestia asta și, de exemplu, nu știu, poate îi place make-up-ul și să îi puneți pe cană diverse produse sau poate este la medicină și ați putea să faceți o cană personalizată cu un stetoscop și o injecții și nu știu, mi se par foarte drăguțe cănile și mai ales astea de Crăciun care arată superb. Îmi plac cănile. Numărul 4, jocurile de societate. Am devenit un pic așa
fascinată de aceste jocuri, sunt o grămadă pe internet, am găsit o grămadă de modele și mi se par o idee super tare să faci un astfel de cadou, pentru că atunci când ieși, vă întâlniți acasă, în gașcă, puteți să jucați cu toții. Momentan îmi place foarte mult jocul... Mie momentan îmi place foarte mult jocul de Scrabble. M-am îndrăgostit, eram jucat la o prietenă și de atunci îmi place foarte, foarte mult. Dar sunt o grămadă de jocuri, la fel o să vă pun poze. Iar numărul 5, pentru iubitoarele de make-up, skincare și frumusețe în general, recomand calendarele Advent. Știu că toată ideea din spatele acestor calendare este să se deschizi câte o cutiuță până de Crăciun. Dar să vă zic cum fac eu, dacă ajung cu el nedesfăcut până acasă, fără să fi deschis nici măcar o căsuță, e bine. Adică eu nu rezist să deschid câte o cutie în fiecare. Câte o căsuță în fiecare zi, neapărat trebuie să-l deschid pe tot, direct, imediat, pentru că așa sunt eu. Și sunt și aici o grămadă de modele, am văzut că Kiehl's are unul, super drăguț, am văzut că Douglas are, cine mai este, Marionneau, este și unul de la The Body Shop, însă costă 600 de lei, like, what the fuck? Produsele se aplică singure sau care e faza? Că mi se pare extrem de scump, 600 de lei. În condiții în care știm cu toții cât este un salariu minim pe economie, deci e mult. Ce ar mai fi? Mai sunt calendare advent și cu ceaiuri. Am văzut calendare advent și cu... de la H&M. Țin minte, sigur Sephora o să scoată și ea ceva, L'Occitane, probabil. Cam astea au fost ideile mele, dacă v-a plăcut vreuna dintre ele, vă rog să-mi spuneți în comentarii. De asemenea, vă rog din suflet să dați un like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că e foarte important, creștem și îmi doresc atât de mult să ajung la 1000 de prieteni aici pe YouTube, așa că dacă mă ajutați, aș fi foarte, foarte, foarte bucuroasă. Iar până la următorul videoclip, să-ți super bun! M-am pupat! Pam!